Salut, sunt Baboi și reprezint Râmnicu Vâlcea, gangsta rap, original bolan. Baby! Băi frate, eu am făcut fotbal de la 6 la 20 de ani. Și îți dai seama că am început să fiu la junior 3, junior 2, așa? Când a venit echipa de club, ne-a dat training-uri, că așa plecam în deplasare, știi, era sportiv. Și îl luam pe cel mai mare, că să fie cel mai tare. Că pe vremea aia, 95-96, nu trebuie să te seama. Mai ales la Râmnicu Vâlcea, haine largi. Înțelegi? Și de acolo, Walkman-ul cu caseta, ascultam muzică de cum. Ascultam muzică de mult timp. Taică mă făcea business din Ungăria, aducea castofoane de alea. De acolo mai aducea muzică, știi? Cu Technotronic, cu Snap, după aia cu Tupac, B.I.G. Așa am să văd. Vom împrietenisem cu Carie, colegul meu de trupă din trupa verbal. Și îi făceau, erau mișcare deja. Și la un moment dat, nu știu, la o fere, hai mă frate, faci o piesă cu noi, el avea altă trupă, știi? Zic, hai mă să trec și eu, că na, vroiam, știi? Și m-am dus și am băgat o strofă acolo, cum era atunci. Mai mult m-a ajutat el să o scriu, eu habar n-aveam de măsuri, de ritm, nimic, știi? Și după aia, ușor, ușor, mi-am făcut și o trupă, pentru că... Nu-ți dai seama, la prima piesă mai așa, țin minte că am vorba bine ghilimele de succes. A fost pe o compilație, deja am făcut în trupă cu Carie, o compilație creată de unii de la Zoom Studio, de la Dulce, de pe acolo. Știu că a ajuns prin Craiova chestii de-astea, pe zonă, știi? Da, ne-am format prin... Normal, prima piesă pe care am înregistrat-o eu a fost în 98. Și după aia câteva piese am înregistrat cu... Am avut vreo două trupe până în 2000, până am intrat, m-am vorbit cu Carie, hai să formăm careva și de atunci până în 2005, când am lansat albumul Operațiunea XXX, am lucrat într-un studio la Vâlcea lui Cosmin de la trupa T-Shirt. Când s-a mutat la București la Vâlcea, acolo s-a însurat cu o fată de acolo și a făcut el studio acolo și n-a luat problema cu tine de trupă. Da. Deci, de instant pot să zic că mi-a plăcut și îmi place Vâlcea cu astfel. B.A.G. Tupac, de ascult, Ice Cube, dar ca proiect și cum s-a... Am urmărit foarte azi treaba asta, 50 Cent, G-Unit. Tot ce au făcut și separați. Albumul lui Nails, albumul lui Tony Ayo, albumul lui Ian Bach, primele două albumuri lui Ian Bach. Da. Mi-a plăcut foarte mult. PDK, The King of Punch, Line. Turn, adică ca MC de notat 15 milioane. Înțelegi? Tony Ayo, vibe-ul ăla direct în stradă, toți erau speciali în felul ăla. Yo! Nici nu știu, de exemplu, mi-a spart, bine, mi-a plăcut Eminem la prima apărut, dar mi-a spart fața foarte mult, nu ca clip, ca piesă. Piesa aia, Lose Yourself, a lui, nu? Da, mi-a spart rău muia, dar nu știu cum aș putea să-ți dau. Ce a rămas în cap. Nu știu ce să-ți mai zic, proiectul ăla de făcuseră piesă pentru filmul ăla Space Jam, parcă. Da. Pierie, Basconio, Basta Rai, Sele, Bugei, Indemai, Method Man. Cred că și cum e filmat. Mai film așa, cred că la 50 Many Men. Da, îmi place că ești un alt pic acțiune așa, dar toate au, nu știu, aia e zic că nu aș putea să... Dar până la îl aleg să mă arăt cuiva, pentru că îmi place cum e colorizat. Mulțumesc. Îmi plac chestiile astea, genul ăsta pe clipuri, să arate mai spre film, așa, știi? Yo! Maicul meu m-a susținut de la început până la final. Eu cu Taică nu prea vorbesc, nu prea am dormit, dar mult timp nou. Oricum nu l-a interesat. Taică a fost și fotbalist. Dar nu l-a interesat proiectul meu de fotbalist în viața mea sportivă. Mi-a
Mie nu l-a interesat nici măcar de... Dezvoltarea ta personală. Da, deci n-am... Nu o puteți. Dar mai întâi a fost acolo testul. Da, mai întâi am susținut în toate punctele de vedere moral, psihic. Chiar dacă fost ea plecată, dar în 91-92. Prin telefon, o mamă spune ce trebuie. Iau! Toate depravările care le-am făcut, nu a fost foarte tare. Am avut concert la... Năvodare. Cred că acolo era... Fusese o piscină. Așa era clubul a făcut. Noi stăteam deasupra, lumea intra în piscină, că acolo se dansa cum a venit, dar nu era apă. Nu era ringul de dans. Și unde era mai înaltă și erau canapelele, vipurile. Și am băgat, i-am zis lucrării, băi, intrăm toată noaptea cu frații mei să le dăm direct, să înceapă vibe-ul ăla de concert. Pula, toată lumea stea ca la tătă. Zic, mă, să-mi bag să face aici. Că îți dai seama, acolo mai Macedon, mai pescar, nu mai... Și zic, bă, să uita care era mine, bă, ce pula, nu-mi place, că ăștia n-au mișcat nimic. Și am zis, da, unul, Adi, de la Vârcei, de Alii din Vârce, știi? Că-s prieteni. Și am zis la unul, vă promit, la microfon mi-a zis, vă promit că data viitoare vin la dumneavoastră de la Vâlcea, dar hai să ne distrăm în seara asta. După aceea toată lumea știe o chestie. Dar mi-a zis, nu cred așa ceva. Ne-am distrat cu ea, mă, să mă rog, dacă nu-mi jur. Doar eu. Ar trebui să mai promit pe la Vâlcea și azi pe acolo, pe bune, la un pahar de vin. Bă, dar vin cu ăla. Da, mă, o să vin cu... Așa, și-am mai cântat odată. Bă, frate, era ăla, organizator, mi-a zis că e un orășel, dar când am ajuns acolo, era o comună cu două blocuri. Și zic că tu în ce cartier stai? Frate, nu, că stau la casă mai acolo. Și în fine, îți dai seama, am cântat în ăla, cum îi spune, sunt niște la... Cămin cultural. La țară, da? Cămin cultural, da. Cămin cultural. Dar am rămas surprins că a fost scurt. Și erau oameni de... Au venit cu CD-urile, dar nu se cumpărau CD-uri în 2005-2006, nu mai cumpărau CD-urile. Și au venit și cântau și știau versurile. Iau! Unii cred că m-ar cataloga nebun. Dar eu își întoarce trompetă, și repede. Dar cel puțin în România, e... Poți să pui o muzică între genurile astea două. Mie îmi place. Că alții vor să evolueze, să schimbe, să meargă mai departe spre mainstream-ul ăsta, spre un fel de mainstream. De-aia și spune trap, capcandă, hook. Parcă toată lumea se duce spre trap. Iar rap-ul nu ar trebui lăsat deoparte, pentru că din cultură el e... Dacă nu era rap-ul, nu era nici trap. Înțelegi? Nu știu cât de calitativ e trap-ul ăla. Și sincer, nici nu știu cât de calitativ e trap-ul afară. Mi se pare că nemții sunt mult mai calitativ un trap decât americanii, de exemplu. Uite, de exemplu, eu am făcut o piesă mai spre trap. Chei l-aș cunosc. Am experimentat treaba asta și o să mai experimentez și eu. Pentru că albumul nostru verbal a fost mult mai mainstream. Mai spre Bounce, mai spre astea. Noi eram ieșiți de nou scurt. Prima dată, pot să spun cu mâna pe inimă, deci prima trupă de România care am avut alt sound diferit în ce să facem atunci. Acum ai ideales, dar totuși, parcă nu trebuie să lovești tot într-un. Trebuie să faci și orful ăla, într-un album de 10-15 piese care faci un MC, trebuie să-ți dai și tehnica pe un... Acum îți alegi, îți răzvărbim, tot pe brav. Dacă vrei să fii un MC valoros, un artist valoros, poți să le combin cu amândouă frumos. Să ai un album frumos. Și old school, și gangsta rap, și trap. Iau! Iubesc muzica rap. E simplu. Și eu am multe de povestit. Am trei multe, frate, până la 39 de ani, sunt mai multe la rap. Le-am făcut. Nu mai crimă, n-am făcut. Nu mă compromit, nu mă vin, nu vă mint. Nu dau verdict, contează cum mă simt. Deocamdată
am dat-o sunt un vin ca mersi. Mâine mă rezim, dar o să fac la fel promit. Cu texte comerciale apar din cauza lor. Îmi fac câlpă, ameliorez acest decor. Imaginează-ți cum o să te fut. Gândesc cu capul pulii, deci vezi, nu gândesc prea mult. Noroc, cinstea, aveți grijă de voi și cam atât. Yeah!